Ei bine, oameni buni, pregătiți-vă să vedeți niște lucruri foarte interesante. Campioana noastră, Ana Maria Brânză, face hipoterapie. Vrea să arate câte beneficii are această activitate și face parte din campania Sunt eroul tău. Ana nu a mai călărit în viața ei până acum, însă s-a antrenat și chiar a deschis Balcaniada la sărituri peste obstacole, o competiție importantă care se desfășoară la Znagov și la care participă sportivi din 12 țări. Așadar, haideți să vedem cum arată terapia aceasta, hipoterapie. Tu, avem treabă astăzi, da? Și facem treabă și sărim și obstacol, bine? El este Rubens, este un căluț de 13 ani, este un căluț sportiv și este noul meu prieten. Știam că ești iubitoare de câini și mai nou descoper că ești iubitoare de cai. Da, mulțumită acestei campanii, Sunt eroul tău. Este o campanie pusă la cale de Federația Ecvestră Română împreună cu Liga Ecvestră Profesionistă din România și ne dorim în cadrul acestei campanii, atât eu cât și colegii mei Silvia Stroiescu și Răzvan Oprea, să aducem în atenția publicului beneficiile hipoterapiei, a terapiei cu cai, care are rezultate incredibile, mai ales pentru copiii diagnosticați cu probleme din spectru autist, sindrom Down, dar și pentru adulții cu probleme de anxietate sau depresie. Și pot să vă mărturisesc acum, pentru un sportiv de performanță proaspăt, să zicem, retras din activitate de mai puțin de un an de zile, viața nu este atât de ușoară. Și am trăit, am experimentat episoade de anxietate destul de urâte, iar această provocare practic m-a ajutat să-mi găsesc acel ceva, care îmi place și care mi oferă satisfacția pe care mi-o ofereau asalturile de scrimă. Ana Maria Brânză este un om hotărât. Decisă să demonstreze cât este de benefică hipoterapia, a învățat să călărească în timp record. Au trecut doar 3 săptămâni de când a urcat pentru prima oară în șa și deja ține frâiele destul de bine. Nu e singura mare sportivă din această campanie. O are alături și pe gimnasta Silvia Stroiescu. Am făcut cam 14 ședințe până acum. Nu am mai suit până acum pe cal, a fost prima dată când am suit pe cal. Poate din exterior pare foarte simplu, dar nu este chiar așa, pentru că oarecum te confrunți cu tine. Din punct de vedere al terapiei, pur și simplu trebuie să fii prezent moment de moment. Calul simte absolut orice gând al tău, orice emoție, orice stres, orice anxietate și pur și simplu se descarcă. Pufăie, nu vrea să meargă, merge cu spatele. Este un sport care aduce beneficii uriașe sănătății chiar și celor care privesc acest sport. Calul are o glandă activă care este responsabilă cu empatia și anume glanda pineală. El preia toate emoțiile tale, le trenează și ca o împământare le lasă în pământ și te lasă mai liber și mai liniștit. Vrem să promovăm campionatul balcanic de sărituri peste obstacole, o competiție pe care România a mai organizat-o și a și câștigat-o în 2016 și Federația Ecvestră Română a obținut din nou organizarea acestei competiții uriașe. Sunt peste 250 de cai. Este un eveniment uriaș. Voce, picioare, trap, săltat, nu te ocupi de sărit. El nu sare. Trece. Așa, foarte bine. Călcâiul jos. Hai, hai, Silvia. Hai. Hai, puiul, hai. Hai. Excelent. Hai. Un pic mai vioi. Aici, în față, te crispezi puțin. Da, zic mai bine să vedem profesioniștii la treabă. Necta este... face echipă bună cu Rubens, calul pe care eu am încălecat mai devreme. Este căluțul ei, deși ea este foarte mică și nu are încă voie să intre în competiții. Se antrenează de aproape 2 ani de zile. O fetiță de doar 9 ani este în stare să strunească un animal de câteva sute de kilograme și mie. Asta mi se pare extraordinar. Ia uite! Excelent! Bravo! Bravo, Necta! Bravo! Bravo! Bravo, Rubens! Bravo, Necta! Știi că suntem fanii tăi, da?